Bine v-am regăsit la o nouă ediție Întâlniri Capitale pe 98,3 și online pe bucureștefm.ro, unde puteți urmări o nouă variantă video a acestei emisiuni, așa cum v-ați obișnuit în ultimul timp. Invitatul de astăzi ne-a scos în Cismigiu. Este soare, este cald, e plin de copii, de păsărele, de veselie și o să vedeți, nu este întâmplător acest lucru. Sorin Buduleanu se numește. Bine ai venit, Sorin! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație și o să completez un pic la introducerea ta, o să fie și plin de culoare, imediat, nu acum. O să vedeți, surprizele se vor ține lanț, pentru că nimic nu este întâmplător. Sorin, ar fi trebuit să-ți spun mulțumesc că ai venit să te joci cu noi. Cu mare drag, de fiecare dată și cu voi, chiar dacă sunteți mai mari, tot copii sunteți, eu pe toți îi văd copii. Mulțumim, e drăguț. Și pe cei din spate, pe care o să-i distrăm un pic mai târziu. Sorin este, ca să știți voi, cei care ne ascultați în acest moment, este inginer. Ce fel de inginer, Sorin? Inginer economist în domeniul mecanic. Wow! Și mai mult decât atât, mai are puțin și devine și jurnalist, pentru că tocmai se pregătește să-și dea examenul de licență. Așa este și cum întreabă toată lumea, dar care e legătura între ele? Ei bine, nu e nicio legătură, pur și simplu m-am dus la facultatea de inginerie ca orice absolvent de clasa a 12-a. Nu aveam ce să fac, nu aveam niciun orizont, ca așa se întâmplă la noi. Să aibă mama inginer, ok, mă duc la facultate de inginerie. Am făcut-o pe parcurs, mi-am dat seama că parcă nu aș vrea să devin chiar inginer. Așa că am zis, între timp am început să lucrez cu copiii și am vrut să încep să prezint evenimente, să am ceva, o atestare exactă, ceva la mână, o hârtie. Și am zis, de ce nu? Hai să fac și facultatea de jurnalism. Și iată că după 3 ani se termină și a doua facultate. Un băiat hotărât și aici nu se termină totul în ceea ce privește specializările lui Sorin. Mai spun o dată, o să vedeți imediat. Important este să rămâneți împreună cu noi. Știu că, la un moment dat, pe parcursul evoluției tale, ai fi putut să pleci din țară și să lucrezi în meserie, să fii inginerul acela de care spuneai și pe un salariu interesant. De ce n-ai plecat? Da, era vorba de o plecare în Alaska pe undeva la 10.000 de dolari americani, canadieni, cum erau, tot 10.000 de dolari erau. Foarte mulți, lună, oricum! Pe lună. Profesorul de licență de la inginerie mi-a spus, bă, te duci acolo, 3 ani de zile o să stai, muncești, vii cu o căruță de bani în țară, după care deschizi o afacere și ai terminat, ai rezolvat problema, te-ai realizat pe viață. Că asta era problema tuturor. Și am zis, nu vreau să plec, să vin odată la 6 luni sau odată pe an acasă, într-adevăr, cu mulți bani, dar pentru ce? Pentru că aș veni, cum am spus, la 6 luni sau la un an, aș pierde contactul cu realitatea. Cu realitatea de aici. Cu realitatea de aici, da. Și mie îmi place, chiar dacă sunt acasă, poate aș fi fost pe un salariu minim pe economie, nu mă deranjează, dar mai bine să o iau de jos, dar să dorm pe perna mea, decât să mă duc undeva departe, într-adevăr, pentru mai mulți bani, dar vorba aia, între străini. Pe perna lui doarme Sorin și acum am să pun prima întrebare dintr-o lungă serie care vă va dezvălui de fapt și de drept până la urmă motivul pentru care suntem astăzi aici în Cismigiu. Ai lipici la copii? Cum se spune? Eu sunt un tip modest și îmi place să cred că lumea spune că am lipici la copii. Da, într-adevăr, așa este. Se creează o chimie între noi în momentul în care un copil sau mai mulți sunt în preajma mea. Nu știu, ceva îi face mă face pe mine să-i atrag pe ei, știi? Și de la bebeluși nu contează, că sunt de câteva luni până la cei mai măricei, pur și simplu reușesc într-un fel, cum spunea cineva, băi, tu știi să te bagi pe sub pielea copilului. Nu știu dacă e neapărat pe sub piele, cât poate că mă pun la mintea lor și ei lor le place. Da, poate au nevoie de un partener de joacă, de, nu știu, cineva care, într-adevăr, să copilărească cu ei în momentele alea. De inginer știm, am auzit, de jurnaliști am auzit că asta este. Nu știu dacă nomenclatorul de meserii e numită într-un fel treaba asta pe care o faci tu. Într-adevăr, petrecerile pentru copii sunt oarecum noi în România, este un domeniu relativ nou. Sunt ceva pe aproape, să spun, animatori socioeducativi.
Aoleu, cât de, da, cât de serios foarte... sună pentru cum arată povestea și, asta. Da, nu știu, sincer, pot să spun că mie mi se pare o titulatură total comunistă, pentru că să stai să te joci cu copiii, să faci ceva socio-educativ. Frumos. Socio-educativ. Da, este educativ, categoric, da. Pur și simplu, exprimarea asta, a, ce știu, că, na, și eu puteam să zic, să mă duc undeva să mă prezint, sunt animator socio-educativ. Mulțumim frumos, mai da, vorbim altă dată. Și ce faceți? Cu ce vă ocupați, exact? Așa, exact. Animator la petreceri pentru copii. Frate, cât o fi de greu, nu știu. Cea mai tare poveste, dragii noștri, voi cei care ne ascultați în momentul ăsta, este că inginer, jurnalist, aproape jurnalist, și Sorin trăiește exact din această poveste, această meserie care nici nu ne place foarte tare cum este denumită, dar din două meserii a ales-o pe a treia. Exact, am zis să fac ce îmi place până la urmă, că asta contează. Clar, sunt de acord. Să faci ceva cu pasiune, cu suflet, și așa că am mers pe drumul ăsta până acum în viață, animator pentru petrecerile de copii. Deci nu socioeducativ, că nu-mi place cum sunt. Și pe drumul ăsta mergem și noi, începând fix din acest moment. Să vedem. Cum faci să-i ții pe copiii lângă tine, să fii atenți, să îi distrezi, să le captezi atenția? Că nu e un lucru ușor. Da, ai dreptate, nu e lucru ușor, dar pentru mine unul este, aș putea spune că este foarte simplu, pentru că, așa cum vezi, mă colorez, mă costumez în personajele lor preferate și au o oarecare satisfacție dacă vine cineva, chiar și eu, dacă vin îmbrăcat civil, să spun, în hainele de acasă. În Sorin. În Sorin, exact, da, ai dreptate. Dacă vin îmbrăcat în Sorin și, hai copii, ce faceți? Mă rog, cu tot șarmul meu și ce am mai zis, intrarea pe sub pielea lor, e mai greu să mă asculte. Dar uite, cum sunt acum colorat, o să vezi că nici nu e nevoie de prea multe cuvinte, prea multe fapte pentru ce o să urmeze, ca să păstrăm surpriza. Așa că... imaginea o să vorbească de la sine. De fapt, acum tu ești un clown, dar la fel de bine poți să fii Scooby-Doo sau Spider-Man sau tot felul Batman, de personaje, da, pe, bine, pe care le iubesc personajele copii. Masculine, știi? Nu mă gândeam că ai fi Rapunzel, crede-mă, sau vreo altă prințesă. Aș putea să rezolv. Ai putea să încerci și asta. Da. Costumele astea sunt foarte simpatice și colorate, exact așa cum spuneai tu. Cum... de unde faci rost de ele? Cum faci? Cum le găsești? Unele dintre ele mi le... procur de la magazine de specialitate, care, bineînțeles, le aduc și le importă, vin din afară, iar altele, dacă nu necesită ceva anume, cum ar fi Spider-Man, material cu roșu, cu dungi ca pânza și toate cele, le pot procura, adică mi le pot face eu la amocroitoreasă care mă ajută să... care se joacă și da, ea cu tine. Mai mult sau mai puțin. Bine, în general, pe partea de Rocky, pentru fete, pentru prințese și toate cele, e mai simplu că acolo, dacă îi spun vreau o rochie de albă ca zăpadă, îi duc modelul și na, la mâneci galben, aici corsetul într-o culoare, rochia într-o culoare, e mai simplu de făcut. Ai spus taman bine de rochia lui albă ca zăpadă, chiar vreau să te întreb dacă mai lucrezi cu cineva, că sunt și personaje feminine, mai e nevoie și de ajutor, da, da, nu? Da, ai dreptate, am o adevărată echipă, pot spune, suntem mai mulți în echipa mea. Eu sunt, din păcate, singurul băiat deocamdată, am tot căutat, dar... Din păcate? Cu multe fete, eu știu? Da, să știi că mulți îmi spun treaba asta, oh, ești un fericit, lucrezi numai cu fete, înconjurat de mămici, de fete, de copii și așa mai departe. Dar e greu pentru că evenimentele sunt din ce în ce mai multe, mie îmi place să fac treaba bine și să fiu recomandat de părinți ca să mă mai cheme, da, până la urmă e un business, dar... e greu pentru că nu pot la un moment dat să mă împart în 10, ori refuz, ori facem cumva de comun acord și reprogramăm, nu pot sâmbătă, pot duminică, facem într-un fel. Chiar ziceai că ai ajuns să ai câte 4-5 da, evenimente pe zi, da, multe da, alergătură. În weekend-uri, pentru că au și părinții timp să ducă copiii la petreceri, să se adune undeva, cum e și acum, în parc sau la grădinițe, mai greu în weekend, acolo în cursul săptămânii, la spațiile de joacă, restaurante... unde e nevoie,
eu sunt prezent. Ești acolo. Pe lângă personajele astea pe care le întruchipezi, am văzut că le place foarte mult copiilor partea cu pictatul pe față. Da, într-adevăr. Și mie îmi place. Da, pictură pe față și baloane modelate. A, baloanele și... modelate sunt o nebunie. Sper să ne arate Sorin ce știe să facă. Vreau să vă spun că am primit de la el la un moment dat cea mai frumoasă floare pe care am văzut-o din baloane colorate. Și numai că era cea mai frumoasă și originală, dar a și ținut foarte, foarte mult, pe cuvânt. Cățelul meu s-a străduit să o roadă, dar nu l-am lăsat, așa că a rezistat. Să știi că țin. Bine, sunt baloane calitative, pentru că cine face treaba asta doar pentru bani, cumpără materiale ieftine, baloane și toate culorile și, na, odată că copilului nu poți să-i dai pe față cu toate, orice culoare din comerț. Nu, nu. Chiar îmi spunea cineva că a fost la o petrecere și i-a fost pictat copilul cu tempera, că după ce s-a uscat a început să-i crape culoarea pe față. Pe bune, ne batem joc așa unii de alții. Adică fiecare și... meserie cu da, și de asta cerințele zic ei. Mai bine investesc, plătesc mai mult pe materia primă, pe consumabile, dar știu că am o satisfacție, pentru că pentru mine, îți spun sincer, cum am spus și mai devreme cu plecatul în Alaska, banii nu sunt prioritari. Mulțumirea mea sufletească este principalul motiv pentru care fac treaba asta. Să fie copiii fericiți în jurul meu, să fie toată lumea bucuroasă, că iau niște bani pentru treaba asta... Okay, e bine și asta. E bine, dar pentru nu, ăsta e scopul meu. Am înțeles, dar tocmai spuneam la început că este un mod de a trăi pe care tu l-ai ales, că îmbini utilul cu plăcutul, asta este partea cea mai interesantă. Exact, da, da, da. Dar ție îți place, copiilor le place, părinților le place și dacă se și câștigă din asta, mi se pare excelent. Da, de asta spun și am recomandat tot timpul și prietenilor și poate unora pe care nici ne-am cunoscut, doar ne-am salutat și atât, faceți ce vă place, faceți ceva ce vă vine din interior, că și eu am zis că vreau să fac inginerie, am lăsat o baltă că na. Am zis că mă apuc de jurnalist ca să prezint evenimente, într-adevăr, că îmi place să fac treaba asta. Dar, na, fiecare are și sunt anumite chestii în interior pe care poate nu le-ați descoperit. Mai căutați sau lăsați că, vorba aceea, nu știți de unde sare iepurele când iesă... Din Joben! Da, exact, de aici, de la mine. E unul din marile trucuri ale vieții. Fă ceea ce-ți place să faci, fă cu bucurie ceea ce faci în fiecare zi și viața o să fie tare frumoasă și colorată. 1 iunie este foarte aproape, ziua tuturor copiilor, indiferent de vârstă, când lumea este cucerită de jocuri și de joacă. Anul acesta, 1 iunie, se întâmplă să fie și a doua zi de Rusalii, zi de sărbătoare, declarată liberă, deci cei mai mulți dintre noi vor sărbători alături de copii, sau măcar privindu-i, și ne vom bucura de bucuria lor. Sorin este unul dintre cei care nu numai că nu va avea liber, ba chiar va munci mai mult decât de obicei, va juca cu casa închisă, cum se spune. Știți de ce am venit noi aici? Nu. Pentru că mie îmi place să stau printre voi, printre copilași, să ne pictăm, să facem baloane, dar pe mine m-au rugat domnii de la București FM să vin și este ziua lor, de-aia am venit. De fapt, e petrecerea lor și vreți să le cântăm la mulți ani? Da! Da? Cântăm la mulți ani pentru da! București FM? Da! Hai să cântăm la mulți ani. Cine știe să cânte la mulți ani? Eu! La eu, la eu, toată lumea? Hai, uite, stăm așa cu fața la cameră, ne întoarcem acolo ca să ne vedem și unde o să ne vedem? Peste tot. Așa, stai un pic să-l bag pe aici. Imediat, dă-mi un pic pe. Mersi. Așa. Uite, avem și microfon, să cântăm cum trebuie. Wow! Aici, aproape, așa. Eu am fost la Radio România. La București FM? Da. Da? Ce ai făcut acolo? Am văzut studiourile de la radio. Și ți-a plăcut? Da. Când o să fii mare, vrei și tu să lucrezi acolo? Am fost și eu și e frumos, mă, da, și mie mi-ar plăce. E foarte bine, da? Hai, vreau cântăm la mulți ani, le cântăm și... A, polițistul? Să prinzi infractor. Vreau să mă fac critic de restaurante. Critic de restaurante? Există așa ceva? Da. Da? Criticul e ăla care... Ăla care critică. Nu, ăla e ăla care cere mâncare și după aia critică. Dacă e ok, dacă nu e ok, dacă îmi zici restaurant și chestii de alea. Tu cu cine ai venit în parc? Mama. Unde e mama? Mama e acolo, de ce? Păi nu, s-o întreb așa, ce se discută la tine în casă. Tu știi de critic de restaurant, cere mâncare, nu e... Asta era, vezi, aici vreau să ajung, dar vreau să spui tu. Hai, cântăm la mulți ani? Da! Hai, cine începe? Eu! Eu! Hai. Da. Și cine spune? A, cine să trăiască? București FM să trăiască, da? Aia. Bine, hai. 1, 2, 3 și mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani.
încă o dată. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Cine? Bucurește fem să trăiască, bucurește fem să trăiască, la mulți ani! Bravo! La mulți ani! Și acum ne uităm acolo la cameră. Ne uităm la cameră, facem cu mâna și spunem toți: la mulți ani, București FM! Sorin, ți s-a întâmplat vreodată? Am văzut ce a fost acum, copiii au fost grămadă, nu te-am putut desprinde de acolo. Ai văzut că ți-am spus că e de ajuns costumația, prezența și un pic de vorbă și după aia totul vine asta de la sine. Asta face totul. Dar s-a întâmplat să nu te înțelegi cu copii? Există și situații de genul ăsta? Se întâmplă de multe ori la petreceri, unde... Unii sunt mai timizi, la asta mă gândeam. Nu, dacă sunt timizi e bine, dar sunt unii răsfățați. Că, na, domnul sunt... Goie. Exact, da, nu, undeva domnul Goie la puterea 10-a. Aoleu. Cu care chiar nu te înțelegi, de, le spui: haide să ne jucăm nu știu ce joc, orice ar fi el, chiar dacă e banal sau e cel mai frumos joc. Toți copiii, da! Și da, durează 5 secunde, 10 secunde până pregătești jocul efectiv. Și efectiv când începe jocul: a, dar nu mai vreau, m-am plictisit sau vreau altceva. Mm-hmm. Păi stai că nici nu te-ai jucat, de unde să știi ce... Aici e nevoie, și de un pic sau un pic mai multă psihologie. Da, pe eu le-am spus tuturor că munca asta ce fac eu este o muncă psihică. Mai mult decât pe lângă joacă și tot ce se întâmplă, este o muncă psihică pentru că trebuie tot timpul să ai în minte ce să fac cu copilul. Dacă, exact cum spuneam, hai să facem și ce joc, văd că nu prinde, nu le place sau ceva, unul văd că stă și începe să sară, ok, ne jucăm ca, sărim toți ca broscuțele, după aia vedem că alergăm, ne învârtim, facem piruet, nu știu, ceva, tot timpul, de-aia trebuie să, că nu pot să plec cu un tipar de acasă, cum e cu socoteala din, de acasă, nu se potrivește cu cea din târg, așa și aici, nu pot să zic, mă duc și fac jocul ăsta, ăsta și ăsta, pentru că acolo s-ar trebui să găsesc alți copii pe care să, cu care să nu pot să fac treaba respectivă și trebuie să mă adaptez tot timpul. O capacitate mare de adaptare trebuie să da. Fie. Asta pentru că, te mai întreb un pic, mulți prieteni, când am început eu să fac treaba asta, îmi spuneau: a, ce, că tu lucrezi cu copii, te joci cu ei și ei mare bani. Mare lucru. Exact, mare lucru. Ce, mă, ce e muncă? Încercați și voi, dacă spuneam asta nu-i muncă. Domne, știi că sunt obosit, că am avut 2, 3, 5 petreceri. A, mă, ce ai muncit, ce, tu obosești la petrecere? Nu e chiar așa, e chiar... Nu, e cine are copii acasă știe cel mai bine. Cred că atunci când o să mai vrei să faci entertainmentul acesta pentru copii, exact, o să ai multe cereri de babysitter. Cine știe, da, poate mă reprofilez, știi, o să deschid ceva pe domeniul ăsta de babysitting. Nu o să mai fie... Ok, cine știe, ar fi a patra meserie, care e problema, la ce da, capacitate exact de adaptare ai tu, n-ar fi nicio problemă. Bun. Am spus că puțin mai devreme, la începutul emisiunii, că urmează licența la jurnalism. Da, într-adevăr. Baftă, baftă, sigur o să fie. Și după? După o să încerc să mă axez cât mai mult pe domeniul ăsta, pe petreceri, pentru că acum, cum necum, mai mult pe weekend o să... Adică m-am axat, că mi-era greu, în curs săptămânii, de bine de rău, mă mai duc și la facultate, m-am dus că na, s-a terminat, dar acum o să încerc să mă axez pe domeniul ăsta strict de petreceri și de tot ce trebuie făcut, pentru că vreau să mă extind și vreau să măresc și echipa, să mai învăț câțiva oameni, pentru că nu vreau să trimit pe cineva, că na, să fac angajări, oricine poate, cum spuneam, să vină să zică: domne, hai că fac și eu ce faci tu, că nu e greu, să pictezi pe față, să te joci copii, să modelezi baloane. Se învață și e foarte simplu. Nu e așa, pentru că eu dacă trimit pe altcineva, vreau să aibă aceeași, cum să spun, aceeași atitudine și aceleași idei și aceeași creativitate pe care o am și eu. Să nu se simtă diferența că a venit altcineva, nu am venit eu. Cum se spune, să faceți parte din același film. Da, da, da? Pentru că, ți-am spus, mulți zic, văd treaba asta ca pe un business, un job mai mult, de vară, de scos bani, de mers la mare, hai să fac niște bani să ies la teras. Nu e așa, spuneam, e o muncă psihică și de aici ies foarte mulți bani dacă știi să exploatezi treaba asta, dar nu din perspectiva financiară. Te-ai gândit vreodată cât anume ți-ar plăcea sau cât crezi că vei face treaba asta?
din punctul meu de vedere, aș vrea toată viața, cât se poate, atât cât mor ține balamalele, vorba aia. Dacă este o afacere care se extinde și merge, până la urmă, de ce nu? Când n-o să mai pot și o să-mi dau seama că poate devin penibil, deși eu consider că chestia asta cu penibilitatea e o chestie subiectivă, că pleacă tot de la noi. Exact, de cum e în inimă. Da, exact. Și când poate n-o să mai pot și o să-mi dau eu seama că totuși nu-i mai fac pe copii să râdă și să fiu eu amuzant, poate mă retrag, stau în spate și atunci o să rămână doar alți animatori. Da, practic o să fiu în conducere și atât. Și acum conduc, împart, gândesc lucrurile, petrecerile să fie bine, dar și particip. Adică, cum îmi spunea cineva, că tu ești șeful ideal, că intri și la muncă efectiv, dar pe partea cealaltă vorbești cu clienții, faci încasări și tot ce trebuie. Tu ai tot în cap. Ești om orchestră. Da. Ca să spun cam așa. Da. Eu centrez, eu dau cu cap. Deci ar putea să dureze toată povestea asta până la o viață întreagă la o adică. Da. Știi, mă gândesc că minunea cu piața muncii din România, unde este atât de greu în general pentru cei tineri să-și găsească un loc, de data asta funcționează un pic invers. Adică faptul că n-a fost loc și n-a fost suficient și n-a fost ok să fii domnul inginer sau să fii, să ai perspective bune pentru a fi jurnalist, uite că s-a întâmplat să fie altceva care s-ar putea să-ți placă mult mai mult. Da, acum de ce nu? Și revin la ce am spus mai devreme puțin în emisiune, fiecare să se gândească să facă ceea ce îi place, pentru că eu nu mă gândeam, na, când eram la facultatea de inginerie sau acum, sau bine, că am făcut un an, doi, am văzut că îmi plac copiii și tot mai mult am început și am vrut să lucrez cu ei, dar nu m-am gândit de la început, ia să vedem ce e pe piața muncii, că na, de economiști, de ingineri și de toate cele, toată lumea zice, băi, s-a saturat piața, nu mai merge. Da, dar nu sunt doar 5 domenii, 4-5 domenii pe lumea asta și în piața sunt de muncă. Multe sunt alte. Multe, cum e și asta, că până la urmă vorbeam de nomenclator. Există, nu există nomenclator, dar uite că prinde și nevoie. Și se poate trăi, deci chiar se poate trăi bine din Vreau să nu uit să spun ceva neapărat. Am văzut copii în parc, copii veseli, copii bucuroși care s-au jucat cu tine, dar din ceea ce știu eu, tu, împreună cu colaboratorii tăi, mai mergeți și la spital, acolo unde copiii sunt bolnavi, acolo unde copiii trebuie puțin susținuți psihic, să-i înveseliți, să le faceți așa un pic mai ușoară perioada aia în care suferă. Și asta mi s-a părut extraordinar. E greu de dus un astfel de sentiment pentru oricine. Este și pe partea cealaltă e destul de complicat dacă te duci cu ideea asta în minte, să te duci acolo că copiii suferă de ceva, e complicat să faci ceva, să încerci să interacționezi cu ei, pentru că ai deja un blocaj aici undeva. Ce spui tu, într-adevăr, noi mergem la... îmi scapă numele acum. La Fundeni? Mai... Da, așa, că m-am... Da. Spuneam că e greu. Înțeleg, de tot sentimentul ăsta. Mergem la Fundeni, sunt și voluntar într-o tabără de distrat, să le spun așa, copiilor, să-i scoatem un pic din cotidianul lor, că săracii sunt doar în spital și atât, nici acasă nu merg mulți. Ei, unde i-am dus în tabăra respectivă, tot așa, eu bineînțeles m-am dus pe partea de entertainment. Au avut și ateliere de creație și diverse activități, dar ce am considerat eu că trebuie să fac, adică toată activitatea mea, am făcut-o ca pentru niște copii normali. Uh-huh. Nu am stat că unul are 5 operații pe creier, că unul are 5... Pentru că, să știi, ei așa erau. Deci se uitau la mine, un copil de 6 ani, 7 ani, a venit la mine și mi-a spus, știi, eu am 5 operații pe creier. Și se uita la o seninătate, de parcă am fost eu de 5 ori la magazin, deci era o chestie normală pentru el. Și pur și simplu, de asta zic, nu am încercat să-mi îngrădesc sentimentele, să zic, băi, știi, cu copilul respectiv mă joc mai puțin sau nu-i antrenez la fel de mult, că săracii nu pot depune efort susținut. Uh-huh. Nu, am avut chiar o chestie care, involuntar, am făcut-o strâmb, să spun așa. Era la un dat, aveam un joc tras de sfoară, că știe toată lumea, i-am împărțit copiii în două echipe și ca să-i fac să fie atenți, hai, toată lumea mâinile sus și batem din palme. Și în tabăra respectivă, într-una din echipe, era un copilaș care nu avea o mână din umăr.
Ceea ce eu nu mi-am dat seama inițial, voluntarii erau pe acolo, băi, nu face jocul ăsta, nu, hai să batem din palme. Eu nu conștientizam că între copii se află unul care are o problemă, pentru că altfel aș fi început. Hai, nu batem din palme că el nu poate, nu țipăm că unul doare în gât, nu facem aia că nu. Și nu mai poți să faci nimic, o să iasă doar o chestie așa, cum să spun, mecanizată, ceva ușor și dă urât. Și s-a terminat ok momentul respectiv? Da, bine, ei nu, el săracul ridica mâna, n-a bătut din palme că nu a putut, dar totul a fost bine, copiii s-au distrat, am fost la ei după aia și de sărbători, le ducem cadouri, adică mergem frecvent la ei, nu e nicio problemă, nu s-a supărat cineva, pentru că asta spun, a fost un moment greu, odată că eram în prezența lor, dar am încercat să-i tratez pe toți normal, adică tu ești sănătos și părintele tău are bani să te ducă la 1000 de petreceri și îți permiți să ai tot luxul de pe lume, el săracul nu-și permite nimic, dar vin voluntarii, cum am fost și eu, să-i distreze. Am încercat să fie pe aceeași linie de egalitate. Dacă avea cineva senzația că a fi clown sau a fi un om care îi amuză pe copii la petreceri este ușor, cred că v-ați lămurit în seara asta aici. Cel puțin din partea mea, punctul că nu meu e. De vedere. Dacă vrei să faci un lucru bun și adevărat și frumos. Ți-am spus, pentru mine asta contează. Dragă domnule inginer și dragă viitorule jurnalist, dragă clownule și Sorine, pur și simplu, tu ești o poveste frumoasă. Știi? Ești o poveste frumoasă. Și mie mi se pare că nu ești genul omului pe care îl dai afară pe ușă și intră pe geam, ci de fiecare dată va găsi o altă ușă pe care să o deschidă zâmbind și să se reinventeze. Eu vreau să cred că o să fiu omul pe care nu o să-l dai afară pe ușă. Pur și simplu pleacă el când se termină timpul. Deci nici măcar nu va fi nevoie de o nouă ușă. Mulțumesc foarte mult pentru seara asta și mulțumesc pentru că ne-am jucat împreună invitați. Atât de frumos. Dragii noștri, ați fost aici pe 98,3 FM sau pe bucureștefm.ro, unde ne-ați și văzut. Echipa din această seară, Sorin Buduleanu invitat, Ioana Brușten, Cosmin Boroiu și Vicențiu Andrei, vă mulțumesc tuturor dacă ați fost împreună cu noi. M-aș bucura să cred, să știu că v-a plăcut și aveți sigur grijă. Sigur le-a plăcut. Sigur, aveți grijă și de voi și de copiii voștri. Întâlniri Capitale cu Ioana Brușten.